Cartierul Vitrometan se află, așa cum se poate observa, într-un plin proces de modernizare. Acest program de înlocuire a rețelelor de apă și de canalizare a început în toamna anului trecut. Mi-am propus ca de anul viitor, prin programul de întreținere a drumurilor, să intervenim la refacerea trotuarelor, să amenajăm noi locuri de parcare acolo unde este posibil și, în ultimul rând, să intervenim la refacerea sistemului rutier. Sunt lucrări de anvergură, sunt lucrări care produc un real disconfort, iar eu nu pot decât să profit de această ocazie pentru a le mulțumi medieșenilor din cartier că sunt alături de mine și că au înțeles, în marea lor majoritate, că astfel de lucrări nu pot să se realizeze fără un efort comun.